Haideți să vedem ce zic oamenii de acolo. Suntem chiar acum în direct, îmi spun colegii mei. Bună ziua! Bună ziua, am să vă rog să-mi spuneți cum se simte în casele dumneavoastră ceea ce noi vedem aici. Îmi spuneați că și în casă este exact ca aici. Domnule, este o situație foarte grea pentru noi. Suferim de mai mulți ani, de vreo 10 ani, numai cu mirosul, dar acum s-a accentuat cu și cu... Acum, cum era dimineața? E dezastru, ce să mai... Într-un cuvânt, e dezastru. De ce? Te simți foarte rău, adică amețit, eu știu, o stare de... Te arde pe gât. În orice caz, o situație destul de... Spuneați dumneavoastră că au fost oameni care au ajuns la spital chiar zilele trecute. Da, zilele trecute au ajuns oameni la spital și nu vă mai spun de alți oameni, cât eu personal. Toată ziua astăzi am avut o senzație de somnolență, am dureri în gât de câteva zile, era fum în curtea noastră, la 2 metri dacă eram sau 1,5 metri, nu vă vedeam pe dumneavoastră. În general, dimineața și seara nu mai putem să vedeți, vă rog să veniți să filmați de fața locului plantele, cum arată, roșiile în grădină, pomii, le rău la animale, au fugit animalele de fum. Aici apa din fântâni? Noi nu avem fântână, ce să... E ce fântâni, că noi nu avem fântâni. Se mai poate bea apa? Nu se poate bea. Nu se poate bea, nu se poate nimic să face. Cum aveți în casă? Cum e noaptea în casă? E fum, peste tot. Vine, nu poți dormi. Unde avem termopane, dar unde nu e termopan, nu termopane, nu poți dormi noaptea, te sufoci. Și dimineața când ieși... Și noi avem copii? Cei de la Garda de Mediu spuneau că aici s-au depistat anumite valori crescute, dar în zona caselor nu. Nu este adevărat. E minciună. La noi n-a venit nimeni. Minciună, nu este adevărat. Au făcut măsurători reale? Au făcut, nu. Deci, cum s-ar zice, au dat zero tilotextul ăla, sau cum îi zice, au dat zero și la noi era fumul, nu te vedeai om cu om. Care e scăparea pentru ce se întâmplă aici? Ce se mai poate face? Din păcate nu se mai poate face nimic pe moment. Poluarea deja a ajuns la cote de nesuportat. Numai că cei de la mediu, în loc să ne protejeze pe noi, îi protejează în continuare pe el. Chiar și prin măsurătorile pe care le fac, ne mint în față. De ani de zile e protejat omul care deține această afacere. De zile este protejat în continuu de cei care ar trebui să ne protejeze pe noi. Ce faceți în zilele următoare dacă va persista așa? Nu știu, trebuie să plecăm cu altceva, ce să facem. Nu, sau să facem, ridicăm tot satul ca să vină aici, nu se poate. Trebuie să ieșim în drum. Alex, pune-le, te rog, oamenilor de acolo, dacă mă auzi, Alex. Blocăm drumul național, DN67, îl blocăm. De face legătura între râmii cu Vâlcea. Amenințare de la oamenii supărați de la Măldărăști, așadar blocăm drumul național dacă nu se iau măsuri. Alex, spune-le, te rog, oamenilor că va veni ministrul mediului la ei să stea de vorbă cu ei mâine. Ce au să-i spună? Organele superioare, cei care ar trebui să ne protejeze pe noi. Mâine va veni ministrul mediului aici. Ce ați transmite? Sau ați luat-o de mână, sau o aduceți aici? Aș fi-o pe dumneavoastră să stea la mine. Eu personal mă declar că o cazez pe doamna la mine fără niciun leu și aș fi-o să stea și dumneavoastră aici. Așa am venit și chiar acasă la mine să vad o noapte. Cel puțin o noapte. Iar noi ne chinuim de 10 zile continuu. Plus că i-a mai dat foc și la 1 august. Atunci s-a stins focul, dar acum nu se mai poate face nimic. Se rezolvă ceva ministru sau e doar o vizită? Sperăm să rezolve ceva. E ceva politic, da, sigur, ceva de ochii lumii. Noi de 7 ani de zile încercăm să închidem această groapă. N-am avut nicio șansă. Iadul de aici îl vedeți și dumneavoastră, dar doamna ministru va veni probabil să facă o ieșire. Da. Bine, aici va sta foarte puțin. O invităm să locuiască la unul din noi, măcar o noapte. Deci asigurându-i pază, deci tot confortul, să nu deranjeze nimeni. Nu prea mai e confort, asta înțeleg. Domnule, să vadă și dumneavoastră confortul care... Și vreau să mai spun încă, doamnei ministru, toate măsurătorile care se fac da, pe aici mesaj sunt pentru trucate. Doamna ministru Grațiela Gavrilescu, care va merge mâine acolo, în zona cu probleme, să vină să locuiască în casele noastre, să vadă cât de rău e aici. De asemenea, un avertisment pentru autorități, dacă nu se iau măsuri, vom bloca drumul județean 16, dacă am reținut.